Trei români care se întorceau de la muncă din Anglia au murit într-un accident îngrozitor pe o autostradă din Cehia. Alții doi sunt răniți. Conform site-ului Antena 3, cei trei români împreună cu alții doi, toți din Bacău, se întorceau din Anglia cu un microbuz în momentul în care s-a produs tragedia. Accidentul s-a produs luni 6 iunie 2022 pe autostrada D1 din Cehia. Impactul a fost filmat de o cameră de supraveghere, iar pe imagini se poate observa cum microbuzul care tractează o remorcă este lovit din spate de un autoturism al cărui șofer încearcă să depășească prea târziu. După impact, microbuzul a derapat pe autostradă, apoi s-a răsturnat pe o parte după ce s-a lovit de balustrada metalică de pe margine. Unul dintre români a fost aruncat peste un geam al microbuzului, iar din cauza vitezei mari a ajuns într-un copac la o înălțime de peste 10 metri și a murit pe loc. În total, trei români au murit în urma accidentului, iar ceilalți doi au fost transportați în stare gravă la spitalele din apropiere. Polițiștii cehi au deschis o anchetă, iar șoferul autoturismului este cercetat acum pentru accidentul mortal pe care l-a provocat.